și îmi doresc asta pentru binele lui, sub nicio formă, că ar fi slab sau nu ar putea concura mai departe. Știu că ar mai putea rezista, însă nu vrem să-l avem pe conștiință cu răni. Nu vă imaginați de care, nu vă imaginați ce e pe corpul lui, nu vă imaginați cum poate arăta dacă o să o gândiți cu suflet și chiar și ca strategie, ce rebel ar trebui să plece. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Ramona. Ce rebel? Schimbă locurile cu Ramona. După cum ați auzit, situația reală exact așa stă. Am două mari slăbiciuni. Această insectă citra care mi-a făcut atâta rău încât intru în crize de scărpinat noaptea, dincolo de ce vedeți, dincolo de aceste tatuaje și acest corp puternic, eu nu iau pastile, nu mă doare capul, în viața mea n-am avut rujeolă, pojal, prostii, de genul ăsta am fost un organism foarte bun, rezistent la orice. Frig, răceală, toate tâmpenile posibile, nu iau antibiotice. Dar uite că o insectă ca asta a putut să-mi provoace atâta rău, cât nu mai suport. Sunt plin din cap până în picioare și creează o criză de scărpinat în care dacă intri, ți-e foarte greu să te oprești, care dacă cumva te făcu rănile astea, nu mai trec niciodată. N-am crezut că o să mă dea pe mine la o parte o insectă atât de mică. Pot să merg până la capăt în concursul ăsta din punct de vedere al condițiilor de aici, indiferent cât de grele, și a jocului. Este foarte frumos, îmi place, de asta am venit aici, pentru sportivitate. Nu pentru marele premiu de atâția bani, nu, îmi place, mi-a plăcut provocarea. Mi-am făcut armata la viața mea și am vrut să văd dacă pot să fiu un soldat bun. Pot să fiu și pot să merg până la capăt, dar uite ce se poate întâmpla. Iar al doilea inamic al meu este... Îmi iubesc foarte tare soția și familia, bineînțeles, dar în primul și în primul rând nu am crezut că sentimentul față de soția mea mă va atrage acasă atât de repede. Am crezut că o să rezist mai mult. Mă știu cu ea de 2 ani de zile, deja ne-am căsătorit și... E greu. Că n-am stat decât 4-5 zile departe de ea. Nu credeam. N-are legătură cu caracterul meu. Uitați-mă, zis acasă, că nu mai pot. Nu rezist. Au nevoie de mine, îmi pare rău, mă simt ca un laș față de ei. Dar sunt puternici, o să lupte. Vă mulțumesc oricum. Ramona! Ia loc! Pe platformă, alături de cerebel. Cel mai greu rol din lume, cel mai hapsân destin, cel căutat și în același timp infernal, să judeci. Judecătorilor, judecați! Sper că ați gândit cu inima și ați simțit cu mintea. Sper ca decizia voastră să fie cea mai bună. Vă mulțumesc mult. Sunteți liberi. Puteți să plecați pe insulă. Numele celui care va rămâne în concurs este următorul.